seara! Bună seara, în emisie directă Talk Show. Bună seara, 545065, telefonul este deschis. Scrieți-ne mesaje și la bunaseara@rontrm.md. Decența și dacă mesajele vor fi decente, vor fi proiectate pe ecran. Vom vedea în această seară cum sunt reprezentate femeile în Republica Moldova în organele de conducere și ce șanse au pe mai departe să fie reprezentate. Vom discuta lucrul acesta cu proaspeții deputați în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Valeriu Ghilețchi, PLDM, bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara. Domnul Dumitru Viacu, PD, bună seara, bine ați venit la noi! Și Anatol Șalaru, PL, bună seara, bine ați venit la noi! Haideți să vedem o scurtă grafică și să începem cu PLDM-ul de la dreapta la stânga. Rog să proiectați grafica pe ecran. Și iată, vedem pe această grafică că Partidul Liberal Democrat din Moldova au avut pe liste 63,37 bărbați și 36,63 femei. Cum vi se par cifrele? Eu cred că sunt cifre care reprezintă atitudinea pe care o avem și acea politică promovată prin care dorim să oferim femeilor oportunități mai mari de a se implica în viața politică, de a-și manifesta cunoștințele, experiența și a contribui la buna dezvoltare a țării. Deși, dacă ne uităm în trecut, vedem că au fost mai puține femei, dar cu toate aceste femeile pe care le-a avut PLDM au fost, s-au remarcat foarte bine în viața politică, atât în actul guvernamental cât și în activitatea parlamentară. Deci, prin urmare, și pe viitor, cred că această atitudine se va vedea și în noul legislativ, cât și în noul guvern care urmează să îl formăm. Haideți să vedem pe ecran și cifrele pe care le are PDM-ul. 64,29 bărbați, 35,71 femei. Domnule Deacov, cum comentați dumneavoastră aceste cifre? Asta pe lista partidului? Pe lista partidului dumneavoastră, de altfel. Da? Păi este un procent proporțional normelor care s-au stabilit. De fapt, Partidul Democrat este unul din pionierii promovării femeilor în Republica Moldova. Fără femei este greu să-ți închipui viața unui partid, viața în general. De aceea, noi avem unele categorii, de exemplu, numărul de primari, prezența în consilii raionale, femeile au o mai mare pondere. Este important ca femeile să fie alături întotdeauna când se iau decizii. Când se iau decizii, se ia în considerație problemele femeilor, probleme copiilor, familie. Probleme familiei. Problema tematică, familia, a fost unul din mesajele principale a Partidului Democrat. Este un lucru care nu ne interesează formal, este un lucru care dorim să-l realizăm pe parcursul anilor și sper că, începând cu această emisiune și parcursul a 4 ani care urmează să participăm la guvernare, vom avea posibilitatea nenumărate ori să confirmăm acest fapt. Vom lua la bani măruți, vom analiza aceste fenomene, aceste lucruri. Teoretic, Partidul Liberal stă cel mai bine pentru că pe lista Partidului Liberal au fost 66,99, aproape 70% și 33,01 femei. Deci raportul dintre bărbați și femei. Vă rog să comentați și dumneavoastră. Partidul Liberal cred că este unul dintre puținele partide care și-a adaptat și statutul partidului la legislația, legea care a fost votată în prima lectură de Parlament pentru ca reprezentativitatea femeilor să fie numai puțin de 30%. Noi am făcut aceste modificări și în statut. Statutul ne obligă să avem numai puțin de 30% femei în toate structurile, inclusiv în Consiliul Central, pe listă, membri ai Congresului, în organizațiile primare, în primării, oriunde noi avem reprezentanții partidului. Este un lucru foarte important, fiindcă noi trebuie să venim, să fim în rând cu popoarele civilizate din Europa. Dacă vrem să fim europeni, trebuie să promovăm aceleași valori europene, să încurajăm participarea femeilor în toate instituțiile statului, inclusiv politică, social, business, toate sferele de activitate. Cineva din privitor s-ar putea întreba în acest moment de ce sunt trei bărbați și discută problemele femeilor, pentru că pe partea cealaltă, dar nu obligatoriu pe altă parte a baricadei, vor fi două doamne. Antonița Fonar, secretar general al Consiliului Național al ONG-urilor din Republica Moldova, bună seara! Bună seara, bine ați venit la noi, vă rog să luați loc. Și Ecaterina Mardarovici, directoarea executivă a Clubului Politic al Femeilor 50-50. Bună seara! Bună seara.
Bine ați venit la noi! Vă rog să luați loc! Probabil ați auzit din culise comentariile politicienilor. Ce aveți de spus la aceste comentarii? O intrare în temă ca pe urmă să discutăm liber. Păi ce să zic, partidele politice și în această campanie electorală au fost foarte șmecheri, ca de obicei. De data asta și-au onorat obligațiunile publice ca să respecte o cotă pe care nu au votat-o în a doua lectură în Parlament, de o reprezentare de minimum 30%. În același timp, mă bucur că Ministerul Muncii și Protecției Sociale a avut o inițiativă pe care tot nu au votat-o, ca aceste 30% să nu fie la coada listei, dar să fie bunăoară așa cum suntem azi. Fiecare 5 locuri să fie 3 la 2. Fie 3 femei, fie 3 bărbați și 2 femei sau 3 femei și 2 bărbați. Deci, cu regret, pe de o parte ne bucurăm că au respectat cota în general în listă, dar n-au respectat-o pe locurile eligibile. Și nu ne putem bucura Antonița. Prea mult. Antonița. Eu am luat și o decizie în alegeri și așa am sfătuit. M-au întrebat foarte multe femei pentru cine să votăm. Nu am dat nume de partide, dar am dat 2 indicatori și unul dintre ei era... Uite cum reprezintă femeile. Uite nu cum a promis PD-ul că va avea grijă de femei și avea un clip foarte frumos, partidul lui domnul Deacov, noi ducem grija femeilor, femei respectate. Astea sunt vorbe. Ați spus vorbele astea de foarte mulți ani, iar când acest clip a apărut, pe mine m-a frustrat și m-a supărat foarte mult, anume ca și cetățean de gen feminin, pentru că asta este o minciună. PD-ul până acum, eu când votez pentru ce a făcut partidul din 2010 până acum, nu pentru ce promite. Noi deja ne-am maturizat. Trebuie să avem respect și să înțelegem că electoratul se maturizează și atunci nu votează pentru că este foarte ușor să promiți. Este mai greu să faci. Atunci noi votăm pentru ceea ce s-a făcut. PD-ul nu a avut atât de multe femei în guvern, nu a avut atât de multe femei în Parlament, care să fie vizibile, care să fie respectate, care să le se dea funcții. Și atunci eu am luat niște decizii. La fel m-am uitat ce se întâmplă la PL, la fel m-am uitat ce se întâmplă la PLDM. Și acolo ai văzut mai multe femei. Am văzut... Eu vreau să vă spun că campania electorală s-a terminat, Antonița. Alegerea a avut de asta deja. Și putem deja să spunem aceste lucruri. Campania electorală s-a terminat. Dumneavoastră n-ați observat femeile Partidului Democrat în guvern? Cred că e mai vizibilă că Buliga în guvern nu există membru a guvernului. Sau Monica Babuc. Domnul Deacov, dacă vreți să discutăm la nivel de nume, eu cred că PD-ul are mai multe nume de femei pe care poate să le propuseze în guvern. Și acum este ultima dumneavoastră șansă ca și partid să aduceți aceste femei în Parlament și în guvern, pentru că noi vom mai vota o dată și asta nu este peste lume. Dumneavoastră ați venit cu acest slogan femei respectate, familii de care avem grijă. Deci eu încă o dată zic, nu este suficient să spunem în cuvinte, trebuie să demonstrăm acest lucru. Femeile dumneavoastră, într-adevăr, sunt foarte bune din PD. Despre ele, ca și despre cele din PL, ca și despre cele din PLDM, ca și despre cele din PCRM, nu s-au auzit niciodată bârfe. Nu s-au făcut niciodată investigații că sunt corupte, ca spre deosebire despre bărbații voștri, tuturor din partide. Și de asta noi le vrem pe ele la guvernare, cât mai multă, pentru că asta ne dă mai multă liniște, mai multă siguranță că bugetul este administrat corect, mai multă liniște că banii noștri pe care îi plătim ca și impozite nu vor nimeri într-un cerc corupt, asta dorim noi. Eu aș vrea să le salut pe mulți stimatele noastre doamne, ele sunt cunoscute în Republica Moldova. Mă bucur că în această seară ați venit în platou libere, neîmpiedicate, neselite de nimeni, fără cote, ați ajuns aici în platou, putem discuta liber. Eu cred că tot ce discutăm... Aduse de bărbați. Și atenție, cred că... cota cea mai mare în public o au femeile, totuși, da, m-au uitat fetele. Așa este, dar elementul cel mai important pe care, Antonița, vreau să-l menționez este că noi am discutat de mai multe ori pe această temă. Eu cred că promovarea femeilor în politică trebuie să vină pe o cale firească, pe o cale naturală. Nu trebuie forțate aceste lucruri, pentru că lezează și demnitatea femeii. Noi s-ar putea să ne pomenim într-o situație în care, doar de dragul cotei, să promovăm femei. Iată, eu cu doamna Mardarovici am fost în Parlamentul 98-2001. Atunci nici nu se discuta despre cote. Și doamna Ecaterina își aduce foarte bine aminte cum am activat împreună. Și n-ați votat. Am avut un proiect de lege și n-ați votat. Asta bine, pentru altceva. Că
e altceva, pentru că e convingerea mea. E convingerea mea. Noastră, doamna Ecaterina, ați ajuns în Parlament și alte doamne care au fost deja menționate. În pofida nevotului dumneavoastră? Nu, nu. E o chestie încă o dată, pentru că, apropo, vorbim și de familie, vorbim de Ministerul Muncii. Aici eu un pic aș menționa un lucru. Suntem deja, s-a terminat campania, domnul Deacov, aveți perfecte dreptate, dar, de exemplu, când vorbim despre familie, noi trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că atunci când s-a venit în Parlament cu acel proiect de lege la care Ecaterina a făcut referință și s-a spus în acel proiect de lege că este interzis să utilizăm imagine de mamă și soție pentru femei. După mine este un lucru total greșit. Deci, haideți să reieșim iarăși dintr-o realitate în care trăim. Trăim într-o țară în care are anumite valori, are anumite tradiții. Noi nu putem merge împotriva lor doar mergând pe o singură idee. Promovarea femeilor trebuie să reiasă din libertate, din oportunități, din acele drepturi pe care o femeie, de care trebuie să se bucure în Republica Moldova astăzi. Domn deputat, aveți perfecte dreptate, dar n-a fost foarte explicit în acel proiect de lege. Pentru că atunci când se promovează și spune aveți grijă de copiii voștri, aveți grijă de copii și este promovată numai mama și copilul, este total greșit. Că de fapt, de copii trebuie să aibă grijă mama și tata. Așa trebuie, asta e o familie. Mama și copilul nu e o familie doar, sunt, pot fi o familie, dar dacă promovăm responsabilitatea pentru familie, trebuie să fie pusă și pe umerii tatălui și pe umerii mamei. Și din acest considerent, cred că această formulă, sunt de acord cu dumneavoastră, că formula în sine, dacă ne agățăm și dumneavoastră, toți sunteți politicieni și aveți talent să găsiți momentele așa mai slabe dintr-un proiect de lege, eu cred încă o dată... Dar care aici este momentul slab? Formula aceasta că e greșit să promovăm... Este interzis să promovezi imaginea femeii ca soție și mamă. Ca soție și mamă. Deci a fost o formulare nefericită, spun eu, dar ideea a venit această idee de la toate spoturile publicitare care promovează copilul trebuie să fie acasă și nu știu de ce pe toate panourile este numai mama. În acest fel, noi o facem pe femeie responsabilă doar numai pe ea de toate problemele societății, de problemele familiei. Deputații nu s-au îngrijit să, bărbații deputați, să întreprindă acțiuni sau să modifice o lege prin care i-ar găsi pe toți tații care nu plătesc indemnizații la familie. Știți că avem o mulțime în Republica Moldova, avem multe, multe alte probleme. Însă atunci când vorbim că familia ar fi o barieră pentru ca femeia să-și facă o carieră politică, nu putem să cădem de acord, pentru că și pentru un bărbat trebuie să fie atunci când sunt copiii sau familia are nevoie, ar trebui să fie un impediment. Dar până la urmă dumneavoastră recunoașteți că și PLD-ul a avut femei foarte vizibile, ministra Sandu, German, ministra German, Liliana Palihovici. Știți cum spun eu, noroc de criza politică care a avut loc în Parlament, pentru că am avut norocul să vedem că sunt mult mai multe femei care sunt abilitate să aibă niște funcții în stat și să strălucească în aceste funcții. PLD-ul a adus două femei în Parlament care și-au onorat. PD-ul a mai adus o doamnă alături de doamna Buliga, pe doamna Babuc, care și-a onorat și, într-adevăr, noi am fost mândre că aceste femei ne reprezintă în aceste funcții. Dacă nu se întâmplă, asta era să avem un guvern cu o singură femeie. Despre asta și vorbim. Asta e calea firească. Pentru că și într-o criză, asta e calea firească prin care promovezi o femeie. Păi, n-are importanță. Viața social-politică, ea, prin crize, de fapt, se maturizează societate. Depășește anumite greutăți care îi stau în față. Asta e în toată lumea. Nu trebuie să ne mirăm de aceste lucruri. Și dacă nu ajung la o înțelegere... Nu vă uitați la partea goală a paharului. Uitați-vă la partea plină a paharului. Pentru că partea plină e cea frumoasă. Haideți să facem o pasă și către domnul Șalaru, pentru că și Partidul Liberal a avut femei în prim planul politic al Republicii Moldova, Corina Fusu. Ați mai avut și altele. Ați mers... Ați pornit cu mai multe vizibile, pe drum le-ați mai pierdut pe unele? S-au mai retras. De fapt, eu vreau să vă spun că atunci când invitați în platou politicieni și le puneți în față problema femeilor din Republica Moldova, nu cred că se va găsi unul care să zică că nu-i de acord sau că nu. Toți vor zice da. Asta nu este numai problema politicienilor. Este o problemă națională, este o problemă de mentalitate care trebuie schimbată. Primul pas a fost făcut. A fost votată legea care... În prima lectură, urmează să fie votată în a doua lectură. Nu contează că vor fi 30% reprezentativitatea, 40 sau 50, dar
pe parcurs acest procent va crește. Problema pe care noi trebuie să o discutăm, și nu numai politicienii, fiindcă nu numai de politicieni depinde, este problema schimbării mentalității în Republica Moldova. Și nu numai a mentalității bărbaților, dar chiar și a unor femei care s-au împăcat cu situația și acceptă poziția pe care o au. Acum trebuie să le fie clar tuturor bărbaților, mai ales, și politicienilor. Bărbaților de stat. Tuturor bărbaților. Să le fie clar că cariera de succes la bucătărie a femeii a trecut. Femeia astăzi îmbrățișează cariera de succes în diferite domenii. Și cariera de succes poate fi și în politică, și în business, și în știință, în cercetare, poate fi în medicină, în orice domeniu. Iar bărbații trebuie să se împace cu ideea că noi nu mai trăim în evul mediu și barierele culturale și tradiționale care stau în calea mentalității bărbatului de a accepta aceste schimbări trebuie depășite. Noi, dacă vrem să fim un popor european, să ne mândrim că în Europa, de exemplu în Suedia sau în Elveția, în Norvegia? Finlanda, în Norvegia, cota femeilor este trecută de 50% în parlamente și peste tot este simțită prezența. Asta nu înseamnă că acolo trăiesc atât Domnule de bine. Domnule Șalaru, am datele aici și vă rog să le arătați la ecran. În țările nordice sunt 42%. Republica Moldova, de altfel, este... ar veni pe media globală, 18,8%. Dar noi astăzi în Parlament avem 21 de femei deputate. Deci vreau să vă media spun că noastră 94... la conducerea femeilor este una ok, este da. Una conformă... Mircea, medii. În 94 medii, noi da. Aveam 4 femei în Parlament. Deci totuși am evoluat de atunci până acum și sper că acest ritm de... al evoluției să fie mult ritmul mai... Ritmul nu ne bucură deloc, pentru că va trebui să așteptăm 100 de ani. Domnule Ghilescu, trebuie să recunoaștem că această medie vine și pe contul țărilor arabe, unde... Bun, dar este foarte mică. Dar pentru că discutăm această problemă, nu doar... Bine, eu sunt de acord să schimbăm mentalitatea, dar pe de altă parte, dumneavoastră care reprezentați a partidelor de guvernare, care și acum aveți norocul și onoarea, sperăm să fiți la guvernare, aveți și niște angajamente. Noi ca țară avem un document, se numește Convenția împotriva discriminării femeii, Convenția privind la eliminarea tuturor formelor de discriminare. Dumneavoastră știți că anul acesta, la anul va trebui Republica Moldova să raporteze și pe marginea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, în care noi, Republica Moldova, statul Republica Moldova, și-a asumat un angajament că în 2015 vom avea 30%, minimul 30% femei în Parlament. Pentru asigurarea acestui obiectiv, nu avem nevoie de bani, de buget, am avut nevoie de voință politică ale partidelor politice să asigure această reprezentare, iar grație și norocului meu de a lucra cu femeile din partidele politice cele care le reprezentați dumneavoastră, știu că aveți un capital intelectual foarte puternic. Dacă noi ne înscrim în această reprezentare media globală de 18%, să știți că ne înscrim într-o medie mult mai înaltă în ceea ce privește nivelul de educație a femeilor la nivel global. Studii superioare 60%. Exact, 60% din populația Republicii Moldova cu studii superioare sunt femeile. Bun. De ce acest capital Domnule intelectual Deacov, să trebuie nu să vă luați cuvântul, că în cazul dat... Eu înțeleg, dar... Nu, dar vorbesc de angajamente. Când ești cu femeile... Și acest angajament, până vă luați cuvântul, vreau să vă amintesc că Moldova l-a luat pe timpul domnului președinte Mircea Snegu și a domnului președinte Petru Lucinski și în acest an, jumătate de an în urmă, ex-președinții v-au adresat un mesaj tuturor partidelor și v-au zis așa ca între băieți, da? Așa vă place, da, ca între noi, moldovinești, zicând, măi băieți. Dar 20 de ani în urmă am promis împreună lucrul ăsta, a promis clasa politică. De ce acest lucru nu s-a întâmplat timp de 20 de ani? Moldova a promis. Bun, dați să încerc și eu să echilibrez puțin discuția noastră. Eu înțeleg și Caterina și Antonina se ocupă practic profesional cu această întrebare. La toate emisiunile, în toate situațiile, la diferite conferințe și această emisiune este salutată din partea noastră. Trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova, așa cum s-a menționat aici, există un progres în această chestiune.
Nu putem noi să comparăm starea de lucruri care a existat acum câțiva ani și astăzi în Republica Moldova. Eu vreau să vă amintesc că Norvegia, Danemarca, Suedia au zeci de ani, sute de ani au ajuns la această situație care sunt ei astăzi. Franța, cum vă s-ar părea dumneavoastră dacă v-ar spune că în Franța reprezentarea femeilor în Parlament este mai puțin numerică ca în Republica Moldova, ca proporție, să spunem așa. Apropo, ei au legea 50-50 cu bani și bărbații nu dau, că vorbim și despre lege. Bani, dar nu dau locurile. Stați că vorbim despre lege. Proiectul care l-ați amintit a doamnei Buliga, da, presupune 40% de reprezentarea femeilor, nu numai în Parlament, în toate instituțiile statului, fiindcă nu în Parlament se iau decizii în ceea ce privește situația familiei, situația copiilor și mai departe. Este necesar. Lucrul ăsta nu trebuie să poarte un caracter de competiție, un caracter artificial. Dar pare să încercăm, poartă totuși. Să încercăm odată în an la o emisiune. Să facem lucrul ăsta în fiecare zi. Păi pas cu pas. Și-l facem. Nu, domnul Iacob, trebuie să faceți când... la campanie electorală. Îmi cer iertare. Dacă revin la lista dumneavoastră și la femeile din Partidul Democrat și vorbesc de... acum avem 26.000 de femei membre Partidului Democrat. Avem 36 de femei primari în orașul Chișinău. Și avem în Republică. Și s-au regăsit pe locul 8 și 9, pentru că miniștrii care au fost mai puțin acum, pentru că a trecut campania, vor spune lucrurile pentru că au fost mai puțin vizibili miniștrii, dar au fost înainte doamnelor ministri foarte vizibili. 4 femei în Parlament, care costă foarte scump. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog, cheltuim bani. Vorbiți, vă ascultăm, sunteți în emisie. Bună seara. Oameni buni, ori eu am încurcat, da, eu sunt din Moldova. Eu nu știu, ori eu am încurcat, ori dumneavoastră. Noi suntem în 8 martie. Unde sunt? Puneți, vă rog. Nu, suntem în decembrie. Da. Asta televiziunea întrebați, nu pe noi. Suntem la sărbătorile atât de frumoase. Astăzi e Sfântul Andrei. Doamna cu unghiile boite. Adică comuniștii nu vă vor în partid, fiindcă ați îmblat cu unghiile și ele, nu știu pe unde, și cred că tot. Și vreau să vă mai spun, adică... Eu o să vă explic dumneavoastră, o să rog să fie întreruptă această intervenție, indiferent de spre cine este îndreptată aluzia cu unghiile, pentru că este o formulă discriminatorie și nu face referință la această emisiune. Mi se pare greșit să se ia astfel de intervenții fără să fie verificați oamenii ce vor să spună, pentru că sunt niște intervenții discriminatorii. O să discutăm deja cu televiziunea. Ne cerem scuze până la urmă dacă am verificat intervențiile, atunci s-ar chema cenzură. Sigur. Și bățul este cu două capete. Ne cerem scuze dacă ați fost ofensată, eu îmi cer scuze public. Eu răspund doamnei, politicos, atunci când vorbim despre mai multe femei în Parlament, sunt 40 de femei din 101. În Republica Moldova avem 52%. Vă dați seama câte femei celelalte se pot ocupa și au dreptul. Noi vorbim ca de dreptul exact, și șansele doamne, femeilor. Exact, doamne, despre dreptul, dar nu datorii și nu obligații. Asta e confuzia care noastră o promovați de multe ori. Pentru că dreptul de a fi ales este garantat oricărui cetățean al Republicii Moldova. Asta este elementul important. Avem convenția care este un document pe care l-a ratificat Republica Moldova. Și convenția nu vorbește despre cote. Vorbește despre principiul egalității. Nu. În articolul 4, că îl știu de rost, mulțumesc pentru apreciere, chiar ca un profesionist, vreau să spun, articolul 4 din Convenție stabilește. În domeniile în care într-o țară se testă o situație discriminatorie, iar subreprezentarea femeilor în Parlament și în organele de decizie a Republicii Moldova este discriminatorie, și atunci țara
trebuie să întreprindă așa numite măsuri afirmative, iar stabilirea unei cote de reprezentare se înscrie în aceste norme numite măsuri afirmative. Deci avem documente, nu e numai un mov. Doamne Cătrină, e o abordare, este inclusiv o abordare politică. Nu toate formațiunile politice, chiar și din Europa, promovează această abordare. Eu vroiam să-i spun și domnul Șalaru când el spunea că, eu vreau să nuanțez ce spunea dumnealui, că uitați-vă, a trecut perioada respectivă. Eu cred, domnul Șalaru și stimate doamne, că noi suntem în perioada în care femeia trebuie să decidă unde vrea să-și facă carieră. Vrea să-și facă carieră în familie? Să-și facă carieră în familie. Vrea să-și facă carieră în Parlament? Să-și facă carieră în Parlament. Vrea să-și facă carieră într-un ONG? Să-și facă carieră în ONG. Asta e perioada în care trăim. Și trebuie să asigurăm această libertate. Femeia se decide și un alt element important. Dacă vorbim de familie... Bărbații nu trebuie să încurce. Nu. Aici, da, bine, da. Dar și... Așa, domnul Deacu. Dar trebuie să existe o anumită comunicare. Solidaritatea bărbaților câteodată încurcă. Exact, entuziasmul ăsta femeilor. Această solidaritate trebuie să vină printr-o comunicare bună în cadrul familiei, printr-o complementaritate, adică trebuie să existe acest element, pentru că trebuie să păstrezi și familia și trebuie să te gândești, dacă unul se dedică unei activități, celălalt îl sprijină. Dar deci întotdeauna asta e o chestiune absolut firească. Când nu vin soțul și soția în Parlament, că am văzut mai puține cazuri de acestea, dar eu pornesc de la o logic. Dacă în fiecare partid peste 40% din membrii partidului sunt femei, deci aceste 40% și un minim 5.000 de membri minimum, iar partidele se laudă, dumneavoastră, domnul Deacu, a spus că aveți 13.000... 26.000. 26.000 de membre de partid femei. Deci cele femei, când au scris o cerere pentru a se înscrie într-un partid, de fapt, au demonstrat că ele vor să participe în viața politică. Dacă din aceste mii un partid nu a găsit ca să propună și să includă pe liste, vreau să văd o listă de femei care au refuzat și nu au fost de acord să candideze. O listă de partid, că eu nu știu cum se formează. O listă de candidați. Exact, dar cum se formează ea? Ea e femeie din întâmplare de undeva, nu trebuie să fie membră de partid. Păi e membră de partid. Activist. Și dacă peste 40% din membrii unui partid. Și la toți așa, credeți-mă că avem și noi agenții noștri la dumneavoastră în partide și știm exact, aproape, cifrele, știm că minim 40... Nu vă supărați, aveți agenți sau agente? Agenți? Agenți. Da. Că ăștia se ocupă de... Da. Și luând în considerație că am avut și discuții cu partidele dumneavoastră, cu fiecare dintre partidele dumneavoastră, deci noi la Consiliul ONG și Consiliul Național de Participare am mers și ne-am întâlnit, știți foarte bine, cu partidele dumneavoastră și am discutat aceste subiecte înainte de a veni în alegeri. V-am explicat și beneficiul dumneavoastră de imagine dacă faceți acest lucru. Și acum aveam o întrebare. Domnul... Băiatul care vine din sport, domnul Țuțu, probabil îi spune, nu, pentru că eu ca persoană publică nu-l cunosc. Aveți un sportiv așa, foarte mușchios. El pe ce listă e la dumneavoastră? Pe ce loc în listă? El e promovat de femei pe listă. Pe ce listă? Pe ce loc în listă? Pe ce loc în listă? Pe ce loc în listă a fost în campanie, domnul Deacov? Andreța, eu vreau să vă spun că eu am venit la această emisiune absolut binevol. Da, și am absolut venit, binevol. Puteam să-l vin. Dar am venit să discutăm despre promovarea femeilor. Nu să ne certăm. Nu ne certăm. Dăm niște exemple. Eu vreau să vă spun că Partidul Democrat, eu am semnat un angajament că promovăm 30% pe listele partidului. De la coadă. Cred că în 1999. Da. A fost primul exemplu în Republica Moldova când partidul își asumă o obligație publică. Și nu respectă. Și o respectă pentru că le pun la coadă pe aceste doamne. Dumneavoastră luați câte un caz de ăsta de excepție și îl prezentați. Nu este de excepție, este un caz în care domnul Țuțu suntem prieteni de mulți ani de zile. Și vreau foarte mult să-i răspundeți. 26.000 de femei. Dar eu n-am să uit. 26. Nu vă închistați în această listă. Este cu mult mai important ca noi să creăm mecanisme ca femeile să aibă influență de la Ocnița până la Cahul, în toate structurile executive, în diferite organizații, așa, în diferite structuri, exact și în Parlament inclusiv. Dați-mi voi să întreb ceva, noi ce chiar dacă, întreabă un telespectator. Ca să spun o frază până la sfârșit. Noi chiar dacă am fi avut o femeie pe listă sau în Parlament, dar dacă partidul este dispus să promoveze problemele cu care se confruntă femeie, deja era un lucru extraordinar de bun.
Dar noi avem 4 femei, toate cu voce, toate cu posibilitate de a influența grupul parlamentar. Asta este foarte important. Mai întâi că Virgulă Constantin Țuțu este pe locul 13 la Partidul Democrat, deci pe un loc trecător, dar întreabă totodată dacă atitudinea dumneavoastră nu este discriminatorie în acest caz față de un bărbat. Este o întrebare deocamdată. O să spun ce cred și o să decideți dacă este discriminatorie sau nu. Deci, domnul Țuțu nu a fost, din câte știu eu, așa știu de la membrii dumneavoastră din partid, de la colegii mei de la Academia Politică, care erau membri de la dumneavoastră din partid, nu a fost înaintat de către tinerii de acolo. Ați decis dumneavoastră că este o persoană potrivită de la colegii dumneavoastră. Ați decis că este o persoană potrivită. Eu, ca și cetățean, care îmi puneam întrebarea pe cine să votez, în momentul când vreau să votez Partidul Democrat, vreau să văd că înaintează oameni, cum spune domnul Ghilețchi, cu capacități, indiferent dacă sunt femei sau bărbați. Despre domnul Țuțu nu știu nimic. În schimb, știu că doamna Stratan, în fața noastră, domnul președinte a Partidului Marian Lupu, ne-a promis, a zis cu așa, cu mâinile pe piept față de tot Consiliul ONG și lumea din Consiliul Național de Participare, că doamna Stratan e atât de bravo, cu siguranță intră în primii 4-5. Noi o știm pe doamna Bulica, cum o știți și dumneavoastră, că muncește foarte mult, doamna Apolski, deci doamna Babuc, și atunci le-am văzut pe locuri unele mai bune, altele mai după 10 încolo. Mai cunoașteți alte liste? Sau pe noastră ați învățat-o pe rost? Nu, dumneavoastră ați avut cea mai promițătoare reclamă. În momentul când dumneavoastră spuneți în reclamă că ne iubiți și vreți să ne iubiți, da, mi se pare că o femeie foarte dezamăgită ar avea nevoie de dragostea unui partid. Eu cred că deci eu am nevoie, eu are cine să mă iubească acasă, da? Nu am nevoie de un partid noi să mă iubească. Eu vreau politici publice care să ajute copiii, care să ajute tinerii concret, ca ei să aibă niște șanse. Nu promisiuni de dragoste, nu flori la 8 martie, nu, așa cum spune domnul Ghilețchi, noi nu vrem să vă lezăm demnitatea. Lăsați-ne pe noi să decidem dacă atunci când suntem promovate într-o funcție de conducere, asta ne lezează demnitatea. Noi facem facultatea, masteratul, învățăm continuu. Uitați-vă, ceea ce vreau să spun și spun și doamna Ecaterina, dumneavoastră aveți toată libertatea în Republica Moldova să promovați nu 30, dar 80-90% de femei. Faceți-o, dar trebuie să o faceți în condiții libere, democratice, să aveți susținerea populației. Noi vorbim despre un element, despre un exercițiu democratic într-o societate modernă. Haideți să ne convingem unul pe altul. Până la urmă, eu, pe de o parte, vă dau dreptate. Acel sunet n-a fost prea potrivit. Dar, pe de altă parte, acest sunet, el tot reflectă opinia unui cetățean al Republicii Moldova. Și atunci este datorie fiecăruia să convingem cetățenii. Uitați-vă, e mai bine pentru noi așa, e mai bine altfel. Noi nu putem merge doar pe valul acesta. Am auzit undeva, uitați-vă, cota aceasta ne va salva, va soluționa problema femeilor. Nu sunt de acord cu lucrul acesta. Prin convingere și pe o cale firească, noi mergând pas cu pas, vom ajunge și la această realitate care ne dorim. Dar cota, pragul de trecere a unui partid este o cotă sau nu? Sunt matematiciană și atunci mă gândesc să scoatem pragul. Ai luat un mandat, trecem... Asta e o altă problemă, Ecaterina. Nu e o altă, e tot cotă, domnul deputat. E tot cotă matematicește, e tot cotă. Ca să intri în Parlament un partid, trebuie să ia 5 cot să treacă pragul de 5%. Aceasta ține de altceva, nu ține de abordare discriminatorie. Când e vorba de femei, spune că nu e bine. Dar e discriminatoriu și acolo pentru partidele care... Ecaterina, noi am fost împreună deputați. Când ne convine, nu ne convine, dar astea scotile, astea sunt mecanisme care reglementează anumite probleme în societate, cum s-a introdus cota pentru partid, acest prag, a reglementa niște situații în societate, același lucru e și în cota pentru femei și bărbați. Ecaterina. Nu vorbim despre femei, cota pentru femei, vorbim cota pentru femei și bărbați. Bun. Pentru că în cazul în care va apărea urmă, un partid de femei, va fi același lucru. Pentru că suntem într-o emisiune interactivă, ne scriu telespectatorii. Iată, v-ați legat de domnul Țuțu, dar cineva scrie că puteați lesne să vă legați de domnișoara Radvan, care se pare că este mai atacabilă totuși. Și n-ați făcut-o. Exact.
Mi-am amintit aici o frază care am învățat-o de la o doamnă de la care am învățat mult. De la colega domnului Dacu, doamna Elena Borcă. Doamna Elena Borcă, când promova cotele și zicea că trebuie să avem femei pe cât avem și bărbați, pentru că ele reprezintă mai bine de jumătate de populație țării, eu fiind de vârsta acestor copii care și tineri, unii din ei au după 18 ani, cred că, așa, arată foarte bine, dar ei reacționează la glume și prind chestiile astea care țin de interactive, da? Așa și eu făceam, eu reacționam și ziceam, de ce nouă ne trebuie acolo neapărat 50 de proaste dacă nu sunt? Pentru că eu credeam că nu sunt suficiente femei, pentru că eu nu vedeam femei acolo, da? Și atunci ea a zis că, dar de ce nouă ne trebuie acolo 101 proști? Putem să avem 61 de proști și 50 de proaste. Nu vă place doamna despre care ați spus? Nu mie, vă credeți telespectatorilor. Crede că nu putem să spunem încă vreo 12 clomi de gen masculin care s-au bătut în Parlament în următorii 4 ani, s-au înjurat, au aruncat cu obiecte. Am avut clomi suficienți. Doamnele nu s-au dat până acum în spectacole. O să vă întrerup un telefon. Cineva cheltuie banii personali și pe dumneavoastră reveniți primul. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Întocmai cheltuim bani personal, domnilor. Bună seara, domnul Sordo! Bună seara! Am o întrebare către domnul Ghelețchi. Domnul Ghelețchi, încă mandatul nu s-a împărțit acolo, după, nu poședință de împărțare, mandatul ăsta dumneavoastră încep să tulburabile, nu? Adică tocmai și că dumneavoastră, dă mă rog, așa să vedem credința creștină și biserica aceea sunt separate de stat, da? Dumneavoastră am înțeles că cândva odată și eu, necătând la toate, v-am votat când era meritat atunci. Acum dumneavoastră sunteți ceva împotrivă și văd că tulburați toate reale în studiu. Dar și nevoie, doamnă, tot și când s-au fiut totalizat cu doamna Merkel de la Germania sau cu doamna din Europa, eu s-o pot că totuși vă și salutat și poate și salutat și mână, dar aici, doamne, văd că nu s-o luat în sală. Eu vă mulțumesc pentru intervenție, lăsați că... Liniștim noi apele aici în studio, este o discuție democratică, de fapt, toată lumea tulbură apele aici, într-un talk show, doar apele tulburi sunt. Doamna a vrut să ne țină pe partea și... V-a ținut. Și eu m-am gândit că să-i spun că noi suntem genul de doamne care putem să ne ținem partea, vă mulțumim mult. Și ceea ce facem noi, nu o facem pentru noi. Dacă Catinca Martarovici sau Antonița Funar își doresc să facă ceva, noi avem în primul rând un suport extraordinar. Eu apreciez foarte mult suportul, în primul rând, al bărbaților din Consiliul ONG și Consiliul Național de Participare și am avut suportul sectorului nostru, femei și bărbați, de diferite vârste, de diferite categorii sociale, de fiecare dată când am avut nevoie, nu este problema noastră cea despre care vorbim aici. Este o problemă despre care ați spus dumneavoastră că este o problemă de mentalitate. Mie mi-a plăcut foarte mult pledoria domnului Șelaru când el a spus, trebuie să schimbăm mentalitatea. După aia tace mai. Dar eu mi-am imaginat ce frumos ar fi să vorbesc. Mi-am imaginat ce frumos ar fi să-i spuneți asta domnului Ghimpu când veți decide funcțiile pentru ministere. O să-i transmit. O telespectatoare, și asta va fi ultima mea intervenție masivă, de altfel o femeie, Viorica Grecu îi spune, ne scrie pe Facebook, în prezent, atât în România cât și în Republica Moldova, în funcția de judecători, constituie predominant femei. Nimeni nu a influențat această decizie. Este o dovadă convingătoare că femeile au făcut carieră în această funcție și nu au fost impuse lucrurile. Până la urmă, iată, vedeți că într-un sistem judecătoresc sunt mai multe femei. Exact, asta a făcut doamna comunistă pentru că ele au venit masiv în sistemul judecătoresc în perioada comuniștilor, atunci când doamna deputat Postoico a promovat, pentru că sunt mai multe moduri a promova și a milita pentru drepturile femeilor. Dar n-am auzit niciodată bărbații să fie deranjați de acest lucru. Că ei sunt puțini și buni, acolo unde e de rezolvat cu banii sunt bărbații, dacă n-ați observat tot ce se întâmplă în acest sistem. Eu vreau să intervin. De făcut dreptate sunt... Vă rog, eu vreau să intervin și dumneavoastră și domnul Șalar și domnul Ghelețchi. În câteva propoziții. Eu am spus de la început, salut această discuție, această emisiune. Dar ceea ce nu-mi place mie, că ea poartă un caracter de confruntare. Noi am venit aici și stăm în fața lumii să ne gândim, să medităm împreună ce trebuie să facem noi toți împreună. Și organizații neguvernamentale, și partidele politice, și grupurile parlamentare, și cei din executiv, ca să promovăm femeile.
femeile în toate plasturile, să-i spunem așa, societății, ca femeie să aibă un cuvânt de spus, ca femeie să fie promovată, ca femeie să fie apărată, fiindcă cu problemele femeilor sunt legate o sumedenie de probleme a societății, a noastră, chiar și a bărbaților. De ce chiar așa? De ce? Bărbații sunt în primul rând copii care au nevoie de grădinițe și de creșe și atunci femeile sunt cele care se îngrijesc de aceste lucruri. De atâta, hai să căutăm împreună soluții și noi trebuie să constatăm că în Republica Moldova, și eu insist asupra acestui lucru, fiindcă este un lucru pozitiv care noi trebuie să-l dezvoltăm. Există un progres de promovare a femeilor și scoaterea în atenției publice problemele legate de femeile. Mulțumim Partidului Comuniștilor care ne scoate cu progres deja de 12 partidilor. Ani. Așa-i, domnul Iacob, noi... că dacă ar fi numai după procentul pe care l-au adus Partidele Democrate acum în Parlament, nu am fi atât de mândre, pentru că aceste 21 de femei, hai numărați fiecare ce procent aveți de femei acolo și veți vedea că e un pic mai puțin. Vă rog să scoateți la ecran acest grafic. E mult mai puțin. 28,1 au fost femei în ultimul parlament. Trebuie să recunoaștem. 28,1 au fost femei în ultimul parlament. În Parlamentul Republicii Moldova. Tot grație Partidului Comunistilor. Da. Tot pentru comuniștii au avut un procent mai mare. Comuniștii fac parte din Parlamentul Republicii Moldova. Exact. Dar noi vorbim cu reprezentanții altor trei partide și vrem ca ei să aibă indicatori la fel de... Nu admiteți teoria domnului Ghilescu, că acolo au venit firesc. Acolo... Deci eu vreau acolo au venit firesc, iar la PLDM se pare că trebuie femeile ca peste tot în orice domeniu, ca o femeie să obțină un succes profesional, trebuie să facă mult mai multe eforturi decât un bărbat. În primul rând că avem situația cu creșile care o avem, deci nu ai ce să faci cu un copil de 3 ani jumătate la ora 5, dacă ai ședință la partid. Tu poți să vii cu copilul în cap sau nu știu ce faci ca să te implici. Și trebuie să recunoaștem că asta este situația femeilor rectore, asta este situația femeilor care sunt primărițe, pot să facă o carieră numai când copiii lor sunt mari. Asta este situația oricare femei care vrea să facă o carieră. Aici eu am dreptate, Antoniții, pentru că într-adevăr este un element. Acest element ar trebui, sau acest impediment ar trebui înlăturat. Aici aveți perfectă dreptate. Dar trebuie bani și va dura 25 de ani. Nu, aici e nevoie de voință politică și trebuie depuse toate eforturile. Nu, eu sunt de acord, pentru că, spre exemplu, nu știu dacă în Estonia am auzit, în Parlament s-a organizat o creștere pentru că era o doamnă care are copil mic și se poate veni la ședința Parlamentului, dar să aibă unde să-și lase copilul. Adică e un element care într-adevăr soluționează o problemă care se confruntă femeile astăzi. Dar eu referitor la telefonul care a fost mai devreme, domnul Surdu, doar o mică remarcă. Domnul care a sunat, eu sigur apreciez punctul de vedere care a fost exprimat, dar pe de altă parte, eu cred că atât doamna Antoniță cât și doamna Ecaterina pot confirma că noi în această seară avem o discuție liberă, adică nu este o discuție de asta ofensatoare, noi exprimăm niște puncte de vedere la care ținem. Noi și înainte am avut discuții pe aceste teme, deci noi avem o înțelegere în cea mai mare parte vis-a-vis de această problemă, dar și avem anumite divergențe, cum e și firesc să fii într-o societate liberă, să-ți exprimi un punct de vedere. Și apropo, iarăși de punct de vedere pe care îl exprim. Și punctul de vedere exprimat după mergi de Partidul Liberal Democrat și de Partidele Populare Europene, din care facem parte, pentru că această egalitate dintre bărbați și femei e o teză, e o valoare la care ținem, e și o valoare creștină până la urmă, pentru că și Biblia spune că atât femeia cât și bărbatul în Hristos sunt una, adică sunt egali, nu vorbim despre alte concepte aici. Și apoi, dar totodată este și un alt concept că atât bărbatul cât și femeia sunt diferiți și atunci, prin sinteză, ajungem la idee, trebuie să ne completăm, să fie această complementaritate despre care vorbeam. Și aici e nevoie de mai multă comunicare, de mai multă convingere, multe discuții, atât la nivel legislativ, dar și la nivel de societate, la nivel de educație și așa mai departe. Și sunt convins că suntem pe calea cea bună, dar totuși rămân la idee că trebuie să mergem pe o cale firească, nu pe una este clară ideea dumneavoastră. Haideți să nu discriminăm pe domnul Șalaru și să-l întrebăm. De ce credeți că această lege pomenită anterior a fost votată doar în prima lectură? Doamnele de aici presupun că a fost o construcție în mod special făcută în astfel ca să fie votată doar în prima lectură. Noi nu credem. Exact, era în Parlament. Ați întrebat exact de ce nu trebuie. Trebuia să întrebați pe ei care au fost la guvernare în perioada când s-a votat legea.
Eu vreau să spun, până la urmă, noi un pic ne-am... Cei din Parlament, fie la guvernare sau nu la guvernare, pot vota. Da, dacă se pune la vot, se votează. Nu s-a pus la vot, nu s-a votat. Deci ca să votezi sau să câștigi la loterie, trebuie să cumperi bilet, în primul rând. Nu poți vota o lege care nu-i pus la ordinea de zi. Eu ce vreau să spun? Mă întorc la cele spuse anterior. Sunt țări unde numărul de femei în Parlament este foarte mare, cum ar fi Cuba, sunt niște țări din Africa, unde Parlamentul nu rezolvă nimic. Acolo este matriarhat, poate. Și n-au nicio importanță că sunt femei acolo, că nu există în genere democrație. Noi acum vorbim numai despre reprezentativitatea femeilor în Parlament și guvern, dar noi uităm de femeile la țară care n-au acces la apă, n-au acces la condiții sanitare, n-au acces la un loc de muncă și așa mai departe. Deci, acestea sunt probleme care trebuie rezolvate în ansamblu. De ce se întâmplă asta? Pentru că atunci când sunt bărbați la guvernare, ei se gândesc la problemele lor. În schimb, avem șosele foarte bune și slavă Domnului, pentru că bărbații se gândesc, mașina mea trebuie să aibă pe unde merge. Antonieta. Deputatul se gândește pe unde o să meargă mașina lui și își face o lege. Dacă dar bărbatul că merge cu mașina pe fotoliul de alături și stă soția și nu trebuie să o curge deja. Și meargă și iau. Eu nu am dubii că soțiile dumneavoastră au prea multe motivații să vrea în politică, pentru că în politică este dificil și atunci ele se simt bine acolo unde se simt. Noi vorbim despre femeile care vor în politică pentru că ele vor să schimbe lucrurile și atunci ele își doresc și știu că trebuie să se gândească la accesul la apă, la accesul la școală, la grădiniță. De asta în țările unde sunt cele mai multe femei în guvernare și în parlament, situația socială, și asta statistic este demonstrat, este una mult mai bună, pentru că femeile se gândesc la problemele sociale în primul rând. Faptul că nu mi-ai dat voie să vorbesc înseamnă că noi avem democrație. Avem și în acest studio există drepturi egale sau poate mai mari decât avem noi bărbații. Eu sunt întru totul de acord și eu vreau să spun exact același lucru. Noi astăzi ne învârtim în jurul la faptul că învinuim niște deputați, învinuim niște partide politice că nu au promovat niște femei. Noi avem la partid o ilustră luptătoare pentru drepturile femeilor, Corina Fusu, și noi la Partidul Liberal suntem conștienți, suntem foarte bine informați, la fiecare ședință a biroului discutăm aceste probleme. Însă, încă o dată mă întorc, este o problemă care trebuie rezolvată în societate. Atâta timp cât 21% din populația țării consideră că este normal să bați femeia atunci când n-a făcut mâncarea bine sau a făcut niște probleme minore, să o bați femeia din cauza unor probleme minore, iar 60 ceva... Trebuie să o bați numai pentru ceva mai mășcat? Nu. Așa asta e în sondaj. E făcut în sondaj. Să bați o leacă numai. Iar 60% din femeile din această țară, într-un fel sau altul, au fost agresate de către bărbați. Există, trebuie să acceptăm că există o problemă foarte serioasă care trebuie rezolvată. Această problemă trebuie să o rezolvăm împreună, fără să ne învinuim. Noi avem proiecte de lege elaborate cu creșele. Noi avem multe proiecte care trebuie votate, dar trebuie să o facem împreună. Nu trebuie să venim aici să ne certăm. Noi toți, în primul rând, bărbații acestei țări, trebuie să conștientizeze că aceasta este o problemă foarte mare. Și sunt întru totul de acord. Fiind ministru, cei mai buni lucrători din minister erau femeile. Așa. Și le-am încredințat cele mai grele și mai importante și mai responsabile activități, fiindcă sunt foarte responsabile. Și am toată încrederea că dacă la noi în Parlament vor fi 60% femei, situația în Republica Moldova va fi mult mai bună decât este astăzi. Am încredere că în guvern, dacă vor fi mai multe femei, lucrurile vor decurge altfel. Și eu aștept și sper că în curând vom avea și prim-ministru femei, președinte femei, președinte de Parlament femei. Dacă femeile au ajuns în cosmos și au făcut cele mai mari descoperiri în știință. Spunea domnul Ghirescu. Am avut, bine, a fost un caz nereușit. Asta nu înseamnă... Dar nu neapărat, n-am avut prim-ministre mai proaste decât prim-ministre. Așa este, putem da. Să-i comparăm. Eu sunt de acord. Sunt de domnule acord, Șalaru, da. Haideți să ascultăm și un tânăr, dacă ați finalizat. Bună seara, vă rog să vă prezentați și spuneți. Bună seara, mă numesc Andrei. Eu am o întrebare către doamna Antoniță. Dumneavoastră ați avut, din câte am văzut eu, multe pretenții către lista electorală a Partidului Democrat. Dumneavoastră ați fost la curent că pe 28 septembrie a fost chip populația însăși să voteze reprezentanții care vreau să-i vadă în Parlament. De ce fel de tip de discriminare poate merge vorba când poporul alege
membrii pe lista electorală. Dumneavoastră, sunteți la curent că acea formă de a consulta societatea este o formă de creare a imaginei, este o formă de marketing care poate fi dirijată de către partid. Este un exercițiu interesant, este un exercițiu util, dar este un exercițiu care până la urmă nu este neapărat că reprezintă chiar voința întregului popor. Pentru că eu știu că acolo nu a venit chiar toată lumea care vine la vot să zică hai pe cine să înaintăm. Deci asta este. Eu vin cu referințe la situația Partidului Democrat, pentru că Partidul Democrat cel mai mult și-a manifestat, în ghilimele vorbind, grija față de femei. Dacă avem timp, trecem la numărat monetele și la pele. A făcut foarte bine, fiindcă a fost unul din puținii partide care a avut un mesaj foarte clar către familii, către femei și chiar... Acest lucru, acest simplu lucru este foarte important, fiindcă am adus în atenția alegătorilor, cetățenilor Republicii Moldova aceste chestiuni. Eu încă o dată vreau să repet, se creează impresia că dumneavoastră ați venit aici să demonstrați că luptați pentru femei, dar noi parcă ne împotrivim. Noi nu ne împotrivim. Noi suntem sortiți să muncim împreună în această direcție. Nu a finalizat. Am vrut să întreb, doamna Antoniță, dumneavoastră personal, ați votat atunci? Ați votat acea listă din 5 membri? Ați pus pe listă aceea 5 femei pe care dumneavoastră ați vrea să le vedeți în Parlament? Nu sunt membru APD-MEA și nu puteam, din câte știu, să particip la acest exercițiu, iar funcția mea ca secretar general al Consiliului ONG presupune ca eu să am o anumită distanță politică. Eu vreau să vă aduc o puțină clarificare. În principiu, acest primaries nu a fost orientat ca să participe tot poporul. Exact. Au participat membri de partid. Absolut. Și toți doritorii, din 95.000 de persoane, sigur că eu presupun că vreo 30-40.000 poate n-au fost. Partidul a acumulat peste 9.000 de candidaturi. Și eu cred că un procent foarte important erau femei. A fost o posibilitate de a-ți vedea oamenii activi din partid. Și eu vreau să vă spun că această listă care a fost acumulată la partid va fi folosită pentru alegeri locale, pentru promovarea femeilor în teritoriu, în diferite structuri executive, tot în teritoriu și mai departe. Ce s-a vorbit aici? Femeile au probleme de la sud la nord. Femeile n-au probleme, societatea noastră are probleme, problemele sunt a femeilor și ale bărbaților. Exact. Doar că femeile trebuie să fie acolo unde să iau decizii, pentru că problemele acestea de care ele sunt și le au în lista priorităților, cum ar fi grija pentru copii, pentru că suntem, a spus domnul Ghilețchi, suntem diferiți. Bărbații și femeile au o listă cu priorități diferite. De ce noi vrem ca femeile să fie în Parlament, în consiliile locale și raionale, pentru ca acele probleme din lista de priorități să fie aduse în agenda Parlamentului, în agenda Guvernului, pentru că ele rămân continuu pe planul 2. Acum, această discuție, de fapt, este, eu am așteptat să fie, să vă exprimăm acest reproș că ați făcut promisiune să votați legile și n-ați votat. În a doua lectură am avut întâlnire cu liderii politici ai dumneavoastră, am avut întâlniri la fracțiuni și nu s-a întâmplat. Acum avem ceva de reparat. Apreciem că aceste partide au venit iară la guvernare. Putem repara niște lucruri. Urmează alegerile locale. Ne-am dorit foarte mult ca această cotă de reprezentare să fie votată pentru a fi aplicată legea în alegerile locale care urmează în anul viitor. În acest fel, Republica Moldova să poată raporta la ONU îndeplinirea măcar unui angajament. Dacă nu am reușit în Parlament, și argumentele sunt diferite, atunci vii, avem 20% din femei cu studii superioare, nu avem. Nu avem femei membri de partid, nu avem. Va fi foarte greu să argumentăm de ce nu avem onorat acest angajament cu Parlamentul, dar avem o șansă ca Republica Moldova să-și onoreze pentru locale. Noi vrem
și mi-am dorit foarte mult opinia dumneavoastră, dacă veți susține și veți vota în Parlament acum legea cu privire la stabilirea cotei, respectăm punctul de vedere cu privire 30, 40 sau 50% a deputaților, pentru a fi aplicată pentru legile locale. Până la urmă, nu am făcut consultări în partid, dar poate ne răspund personal dacă... Personal, păi asta... Dumneavoastră știți aceste trei proiecte, da? Da. Este unul venit de la guvern, cu 30%, este proiectul doamnei Buliga, care propune 40% în toate instituțiile statului. Absolut. Și este inițiativa legislativă sau amendamentul domnului Lupu cu 50-50. Dumneavoastră, pentru care ați votat? Eu aș vota pentru 50, dar da. Inițiativa domnului Lupu, acum că discutăm, da. A fost o politizare a acestui subiect și o manipulare da. A noastră a femeilor. Pentru că în momentul în care 30, nu s-a votat... 30 e puțin, 40 e mult, 50 e politizare. Dar 50 este domnul de acolo. Cu... Este două promisiune de asta și noi am venit astăzi asta e o temă pentru discuții. Fiindcă ceea ce a spus domnul Ghilesi tot este discriminare. Că dacă e un procent mai mic, e discriminare. Dacă e un procent prea mare, tot discriminare. Haideți să nu discriminăm tinerii din asta. Trebuie seara, să mergem pas scurt, la pas. Trebuie să mergem toți împreună. Avem recomandări europene. Da. Intrați, vă rog, cu întrebarea. Întrebări de la tineri. Urmând spusele domnului Deacov, Partidul Democrat are 26.000 de membri de partid femei. Da. Dintre aceste 26.000, câte s-au prezentat la vot pe 28 septembrie ca să-și aleagă membrii de partid de pe listă electorală? Ne putem mândri că în Republica Moldova statistica a spus că nu se duce evidența pe partide, dar se duce evidența alegătorului pentru prima dată femei-bărbați. 56% din alegători au fost femei. Deci au fost responsabile, au venit la vot. Deci dacă participă la vot... Era vorba de alte decine primare care au fost alegerile care le-au... Deja asta presupune că partidele politice și de azi înainte vor fi foarte atente la mesajul care vine din partea femeilor și organizațiilor neguvernamentale. De atâta, eu propun să nu fim răi. Să fim constructivi, bun. Să căutăm soluții. A fi și... bun și să căutăm soluții și înseamnă că dumneavoastră ne-a luat cu zăhărelul și cu flori la 8 martie. Asta a fost și discuția când eu întâmplător am observat o chestie. În momentul când am fost chemată să-mi ridic meritul civic de la domnul președinte Ghibu, am fost șocată să văd o sală probabil peste în jur de 100 de oameni, dintre care eram 3 femei. 3 femei dintr-o 100. Erau acele femei care ridicau o distinție, erau acele femei despre care spune domnul Ghilețchi că noi avem măsuri afirmative, trebuie să vină firesc și despre care dumneavoastră spuneți că sunt mult mai muncitoare și mai bune decât bărbații. Dar atunci când se dau posturi și distinții... Și chiar este o curiozitate, dacă vreți, din partea publicului. V-ați văzut dumneavoastră personal, voi, v-ați văzut personal pe vreo listă de partid? V-ați dorit personal să fiți pe listă? Cu mine s-a discutat locul 2 pentru o listă unde se discutau mai multe nume din societatea civilă și decizia mea a fost, dacă aceasta este decizia Consiliului ONG și a Biroului Consiliului Național de Participare să merg, eu voi merge, deși visul meu este să fac altceva și eu cred că eu sunt foarte bună în ceea ce fac aici și în societatea civilă. Am spus un cuvânt de aur. Visul tău, fiecare femeie trebuie să-și realizeze visul ei, exact. Fără cote. Visul facem, trebuie să-și realizeze. Asta e pentru țara noastră, pentru orice cetățean din țara, să ne realizăm exact, visele noastre. Exact, asta contează. Exact, dar ce facem cu femeile din partidul dumneavoastră și a dumneavoastră și a dumneavoastră care visează să fie deputați? De ce nu realizează visul? Dacă nu trăie cu banii în partid și de ce nu mai putem deschide un alt capăt de vorbă, că nu mai avem timp să răspundem la întrebări. Cât mai privești pe mine atunci când am dorit să fiu pe listă și să fiu deputat, am fost. Dar alături de mine au fost alte zeci de femei care erau mai bune și poate mai bune, dar pentru că trebuia să fie numai 30 pe listă și nu 60, așa cum erau bărbații. Celelalte au rămas în afara listei. Eu vă mulțumesc. Eu am foarte fost mult. Una vă rog, din norocoasele celor care au trecut pentru că numai... pe liste. A mai rămas doar un minut. O să vă întreb, iarăși este o curiozitate publică și este o obligațiune de a mea să vă întreb, lucrurile merg bine în negocierile dumneavoastră? Eu sper că merg bine și o să avem femei în multe în viitorul executiv.
Apropo, n-aveți nicio femeie. Partidul Liberal Democrat are o femeie în acest grup de negocieri. Partidul Liberal are, cu regret, Partidul Democrat nu are o doamnă din acelea bune care le aveți. Nu aveți o doamnă partidul de negociatori. La Partidul Democrat, că e bine. Femeile, eu tot nu fac parte din acel grup, dar să fiți liniștit. Dar a fost bine să fie ori doamna Buliga, ori doamna Polsky, ori doamna Babu. Sunt la curent, doamnele participă la aceste negocieri. Până la urmă, negocierile... sunt merg pe cale bună. Da. Și vom avea ministre, s-a promis public, ministre și doamne șefe de comisii parlamentare. Și viceministre și șefe de comisii vor fi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Mulțumesc în primul rând pentru curajul domnilor deputați, pentru că intuiau că vin cam în gura lupului. A fost bună seara, ne revedem vinerea viitoare. Bună seara!